distins auditoriu, doresc în primul rând să-i mulțumesc fratelui pastor Gabi Gheorghiaș pentru invitația de a participa la acest simpozion și de a vă adresa un scurt cuvânt legat de tema acestuia la adăpostul cuvântului într-o lume nesigură. Doamnelor și domnilor, am să încep prin a cita din cuvânt înainte al autorului cărții la adăpostul cuvântului. Tatăl nostru cel ceresc ne cheamă și ne încurajează să ne apropiem de el, indiferent cine suntem și în ce stare ne aflăm, să alergăm și să rămânem la adăpostul cuvântului său, călăuziți de Duhul Sfânt până în ziua veșniciei. Sperăm ca la, prezenta, ca la prezenta lucrare să fie un nou prilej oferit cititorilor de a medita la lucrările lui Dumnezeu, de a primi curaj și acel imbolt uneori necesar în situații dificile de viață. Să venim așadar, asemenea psalmiștilor, cu inima noastră deschisă pe deplin, înaintea lui Dumnezeu. Mă voi referi în continuare la unul din cuvintele cheie din acest pasaj și anume a primi curaj în situații dificile. Într-o lume descurajantă, plină de zbucium și alergări de șarte. O lume în care consumerismul a ajuns la cote maxime. O lume în care prioritățile și valorile se investează. Se impune să vorbim despre curajul de a fi creștini, mărturisitori și de a spune bine lui bine și răului rău, chiar cu riscul de a deveni incomozi, cu riscul de a pierde tot. Curajul de care avem nevoie în vremurile acestea cere o credință tare, care nu tace, o credință autentică. Avem nevoie de putere pentru a mărturisi numele Domnului nostru Isus Hristos, pentru a răbda, pentru a ne păstra credincioși în atmosfera în care trăim. Da, atmosfera este viciată. Dumnezeu este scos din societate. Drepturile creștinilor sunt din ce în ce mai mult puse sub semnul întrebării, dar. Prin acest duh de putere care ni s-a dat, să-l mărturisim cu curaj pe Domnul și să răbdăm. Stimate doamne și stimați domni, trăim vremuri în care creștinismul ia forme diferite. Am ajuns să trăim într-un tip de cultură în care sinele este centrul tuturor lucrurilor. Credincioși fiind, suntem centrați și noi în noi înșine. Și uităm de multe ori că viața este un dar de la Dumnezeu și că trebuie închinată lui, uităm că suntem doar simpli trecători prin lumea aceasta. Întrebarea este: Ce șanse avem acum? Ce este de făcut? Răspunsul: Ne dăm seama ce ne lipsește, să ne dăm seama ce ne lipsește și să dorim să umplem golul lăsat de lipsa Domnului, să ne reîntoarcem la credința creștină autentică. Credința, așa cum spunea un învățat al bisericii, îmi trage genunchii la pământ și îmi înalță brațele spre cer. Credința mea este legătura sufletului meu cu tine, Dumnezeu. Credința mea este ca o cufundare în străfundurile sufletului și ieșirea la suprafață, din preună cu tine. Doamnelor și domnilor, în lorile de cuvânt care vor însoți această dezbatere a noastră despre cum să trăim, ca și creștini, într-o lume nesigură, nu vom epuiza cu siguranță subiectul, dar dacă vom îndrăzni să spunem lucrurilor pe nume, răspicat, și dacă vom avea curajul, să ne recunoaștem starea, atunci ne vom dovedi dragostea față de Dumnezeu. Închei, felicitându-i pe organizatori pentru efortul depus, pentru punerea în operă a acestui simpozion. La sfârșitul acestei intervenții, aș vrea să las câteva întrebări la care poate vom medita și vom găsi răspunsuri în zilele următoare. Cunoaștem noi uriașii zilelor noastre care încearcă cu orice preț să ne sustragă de la credința adevărată a Sfintelor Scripturi? Cât iubim? Iubim noi pe vrășmașii noștri sau îi iubim doar pe cei ce ne iubesc? Unde este credința care lucrează și ne schimbă viața? Unde este creștinismul astăzi? Haideți să alergăm în vremurile acestea, după regulile credinței, dată sfinților, o dată pentru totdeauna. Să răscumpărăm vremea, pentru că zilele pământului sunt pe sfârșite și trebuie să fim cu toții în arca siguranței spre slavă. Vă mulțumesc.